S-au deschis ușile și băieții au mers la întâlnirea cu fetele. Primele care ajung în living sunt fetele și apoi ușor, ușor apar și băieții. Au salutat mamele și au pupat iubitele. Ultimii care au intrat au fost Antonio și Zane. Am văzut că Roberto a mers, a vorbit puțin cu Anemona, apoi mulți pupici și la Diana și Dani, la Andrei și Simona, bineînțeles că și la Cătălina cu Vlad. Am văzut că a fost Vlad foarte strângător, a strâns multe fete pe lângă el, era și Maria, Cătălina, bineînțeles, Irina, Iuliana și... Din câte am văzut, Zain a mers și s-a așezat lângă Anemona. Mulți pupici la Diana, cum spuneam. Și Anemona este lângă Zain la începutul petrecerii.